Mamele noastre au nevoie de dragostea noastră și nu e suficient să o știm noi, e important să o exprimăm. De aceea, nu mai aștepta și cu siguranță nu vei regreta ziua în care ți-ai făcut timp să-i oferi un surâs, o îmbrățișare. Menține pe cei care iubești aproape de tine, spunându-le cât nevoie ai de ei. Ia-ți timp să le spui iartă-mă și cele mai minunate cuvinte pe care le știi. Bună ziua iarăși la toată lumea! Bună ziua! Bine ați venit! Da, vreau așa mai lângă o magiată, mai lângă domnișoara asta, dacă așa spatați-mi voi și mai lângă o magiată. Bună ziua încă o dată, doamna Zira, ne cunoaștem, suntem de la compania surpriză de la cei dragi. Cineva iarăși în casa dumneavoastră, în ograda dumneavoastră, a hotărât să vie cu o mare surpriză, cu lacrimi de bucurie și cu o zi de neuitat și cu multe surprize. Iarăși, cum credeți, cine a hotărât să nu vă lese în amintire cu această surpriză pentru dumneavoastră, în această zi specială pentru dumneavoastră? Cine crezi? Copiii, nepoți mai mari și mai mici avem. Toți. Toți nepoți, da. Da. S-au adus aminte de noi. Ei nu uită. Nu uită, da. Ei în toată ziua să noi cu grijile noastre, dar ei nu uită de părinți. Să le mulțumim de favoare pe care ne-au oferit-o ei în ziua aceasta, așa de mult plăcută și așteptată și le mulțumim și lor că ei nu uită de noi și fii sănătoși, mulți ani fericiți, să trăiască, să aibă și bucurii de la copii, cum au de noi de la dâns. Nu, dar așa îmi spune, doamnă Zemlă. Dumnezeu să-i păzească, să-i încredință, în putere, știință și să-i așteptăm cu drag acasă. La mulți ani, dumneavoastră, fiți sănătoase, ei cu gândul, cu sufletul, sunt mereu lângă dumneavoastră, care îi vă dorească o sănătate cât mai multă, visele cele bune să devină mâine de realitate și să aveți doar bucurii de la nepoți și trănepoți, tot bine de lume și la mulți ani pentru dumneavoastră. Iar cum este această floare frumoasă, nerăstoare, să aveți grijă dumneavoastră așa până la 100 de ani. În 30 înainte, eu vin să o conduvesc cum aș fi băiesc. Și auzi, masă sărbătoare, o tortă, așa să fie masă mai dulce. Iar îmi dă să-i dăm așa soțul, care el are grijă. Bravo, lor, băieți, mami, copii, mami, creștiți. Țineți asta tot de pentru dumneavoastră, așa. Bravo, lor. Știu că vă plac dulciurile. O cutie așa de bomboane, țineți adătața așa. Okay. Mulțumim. Și, cum spune tradițional, țibă la mulți ani și buzunarul plin cu bani, așa am un plic special pe dumneavoastră, țibă viața o leac mai veselă. Să nu uitați de toate nevoile, așa să vă împliți. Așa, o pienzie. Gata, de-am fac și eu ziua din asta. Dacă dați bani, de-am fac și eu. Nu, la asta vârstă. Dar nu știți câți bani? Poate-mi bani aici? Dar dacă ai spus câți bani? Nu, eu am spus pienzie. Pienzie. Tu n-ai la pienzie. Când ai primit pienzie, atunci ești la pienzie. Eu am spus câteva cuvinte speciale pentru dumneavoastră. Nu, de rândul e o scris special pentru dumneavoastră. Mulțumim. Felicitări de astăzi. Am fost ascultat și vă vedem. Când Dumnezeu a dat pe pământ îngerii sub numele de mamă, a mai adăugat și alți îngeri păzitori, bunicuțele. Buna noastră mamă și scumpă bunicuță, la mulți ani! Noi suntem printre norocoșii care bunul Dumnezeu ne-a înzestrat cu cea mai iubită mamă și scumpă bunicuță. Mama, sentiment ce-o definește frumusețea, căldura și dragostea, infinitul și începutul, te iubim enorm și cu dor nespus, de peste miile de kilometri de departare venim la tine, venim în brațele tale și cu drag te cuprinim urându-ți la mulți ani. Te dorim ani lungi și plini de fericire, zile nemărginite de zâmbete și pace sufletească. Sănătate cât mai multă, precum și alinare, din partea celor dragi persoane, știind că suntem departe și ne duci dorul nespus de mult. Noi, scumpa noastră, mamă și bunicuță, în rugăciuni fierbinți îți rostim numele și cu profundă recunoștință pentru tot astăzi îți mulțumim. E ziua ta și ne pare rău că nu sunt suntem lângă tine pentru a te îmbrățișa și a-ți săruta mâinile mucitoare, dar sper că aceste cuvinte să ne înlocuiască prezența și îți vor aduce zâmbetul pe buze.
să ne fii sănătoasă, voioasă, mândră și cu sufletul mare, așa cum ai fost întotdeauna, cea mai bună și cea mai deosebită. Fie ca bun Dumnezeu să-ți aline zile cu fericire, bucurie, liniște sufletească și tot ce mai bun în lume să-ți aparțină. Să ne trăiești buna noastră, mamă și bunicuță, mulți ani fericiți. Cu dor nespus și dragoste infinită ai tăi copii, Maia, Igor, Viorel, ginerile și nepoții. Să fii sănătoasă, tot bine de lume să vă aparțină. Un brățcar de moartea lor, sănătoasă. Iată acum ce le spui autorilor, complicilor aici care sunt, păi, ce le spui în această zi deosebită al dumneavoastră, dar care le spui mulțumire copiilor? Spune-mi că vreau fi sănătoși, Dumnezeu să-i păzească, să-i îndrumezi la toate cele bune. Pace, liniște, sănătate în suflet, în suflet, în inimă. Dumnezeu să-i păzească de tot rău, tot greu și să vii sănătoși acasă. Străim și noi cu tătunea mulți ani fericiți și să-i așteptăm cu drag la pragul părintesc. Mulți ani, Dumnezeu să vă păzească și să veniți acasă. Fiți fericiți și voi, să aveți bucurii de la copii cum avem și noi bucurii de la voi. La mulți ani! Nu știu că asta să iasă. Da. Eu știu că am soțul pati grei, el tot m-a sunat să spun vreau să fericit. Zici ceva, fericit. Domnul Ion, ia ce spune soții care a trăit o viață cu dânsa braț la braț, om la om. Ce spune în această zi? Ia atâtea cuvinte o găsim pentru dumneavoastră. Eu spun că o iubesc, așa mult. Ca să o iubesc. Și ca să o iubesc. E mult de frut trebuie. Asta e cel mai frumos, cel mai plăcut. Și umăr la um, veți merge mai înainte. Dacă o și sănătos, am mergea la înainte. Numai bine, sănătate. Dumnezeu, de zile, sănătate. Să ne păzească, să ne apere, să ne ferească, atât rău, greu și să ajungem până la dâși bătrâneți împreună și fără chinuri și greutăți. Dumnezeu să aibă milă, grijă și vorare. Dumneavoastră așa spuneți și-o spus și eu, da. Dar nu cred. Cum nu cred? Ia-mi domnul Ion arătat. Și cum? Ei. Bravo! La mulți ani! Aici văd niște doamne tot care vreau să-i pui câteva cuvinte acestei mami, bunicuțe. Ce spuneți? E dură, dorim și noi sănătate. Fericire, bucurii de copii și bucurii să aibă de fi împreună ei amândoi, să nu rămâi unul, amândoi să fie împreună. Până adânci bătrâneți să meargă bătșorul, nu în amândoi. Dar fără băt? Fără băt, așa. La mulți ani. La mulți ani. Ani. Nu e, nu-i dovadă fără băt. Bătșorul, nu. Asta e nășică. A, nu în asta. Deoarece copiile sunt departe, peste hotare, ne-am adunat noi aici câteva memoriele ca să le urăm omajeaților, deoarece și filmul nu de mult și-a omajeat o frumoasă aniversare, să le urăm mult sănătate și le doresc ca mulți, mulți ani încă să trăiți de sănătate să vă bucurați. De la Dumnezeu să vă țină cât mai mult împreună, să vă susțineți, să vă ajutați unul pe altul. De la copii, de la nepoți, să aveți cât mai multe bucurii și cât mai multe surprize plăcute de ca în ziua de astăzi. Mulțumim, mulțumim. Am copii și nepotul, dar mă fac în tot săptămâna, ca să-mi tineriez o zi. Nu știți unde trăim? Am gata, da. Și noi stau în tot săptămâna aici. Aici, dar eu, dar mă cunosc, dar... Nășica la băieți cel mare. Eu tot îi doresc multă, multă sănătate, ca să-i ajungă, ca să trăiască încă mulți, mulți ani, împreună cu mătru Vania, să ajungă să vadă și strănepoți, nepoței are, să vadă și strănepoții, să-i țină în brață, să joace cu dâșii. Și principalul ca să fie împreună, să fie inima acestei gospodării și să ajung așa niște... Așa, o băbuță, ca cum nu e băbuță și moșnezel, dar să fie așa o băbuță și moșnezel, pe prag, să aștepte copiii, că e tare scump o mamă și un tată. Cu drag, așteptăm acasă. La mulți ani! Mulți ani!
Mulțumesc mult și sănătos. Dumnezeu să vă păzească, vă îndrumeze, să aveți bucurie și nevoastră la copii, la nepotul, la păzdă, Doamne. Doamna Zena, am aici un complice, eu mă sună toată ziua, îmi spun lucruri, eu rost grăiesc, eu știu, cumpără și ei, cumpără și ei, îi place dulce, cumpără numai decât bomboane. Viorel, mă uiți că pe din vedere. Lui socrul i-am spus că-i plac bomboanele. El fără bomboanele. Dar eu vreau să-ți felicit, uite, și Gina. Mui, felicit cu... El tot așa o conduză. Apoi fără dos de păcălinea mă cumțesc. Doresc mult sănătate. În rest, că știu, știți împreună, puteți va foi așa pentru voi, nu? Dar bogății n-ați făceți, dar pentru voi să aveți așa la un puișor, la, la un curcan și să-ți înjurcați. Da. Să puteți. Mulțumesc, Doresc, și sănătate. La mulți ani. La mulți ani. Bucurii la copii. Nașul. Acum și vrea să spui nașul. Nașul, da, spune și nașul. Nu, nu, zic fratele, băi, fratele. Fratele, fratele. Vă dorim mult sănătate, bucurie la copii și tot binele de lume și în gospodărie și gândiți-vă, Domnul să o împlinească. Mulțumim, la mulți ani, la mulți ani. Și sănătoși, băi, Dumnezeu să vă nu ți-e cap nu-ți dumneavoastră. E, dar pe strâmb tăția. Nu știi, mă alătur la tăți care-s pe... Noi venim la cumătră ca la o mamă, știi? Și ne se închide. Îi dorim mult sănătate și să aștepti copii, nepoță. Asta e. Cățele bune, salut și cele rele trăim mai departe în unire, tot neamurile. Am fost multe neamuri, au rămas peste duși. La mulți ani încă o dată, domnule. La mulți ani. Hai când avătă. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, Doamna Zina să trăiască, la mulți ani trăiască, Doamna Zina să trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani! Bravo, bravo! Așa le arătăm o salutare la copii, la nepoți, la toți. Da, așa, doamna Zina, le arătăm o salutare și ziceam mulțumesc. Și sănătoși, băieți, mulțumesc favoarea care ne-a făcut-o, Dumnezeu să păzească și sănătoși, vă așteptăm cu drag în pragul casă părintește. Măicuță cu părul alb, ți-aștepți copii în prag, mă. Zi de zi, noapte de noapte, dar ei sunt plecați departe. M-ai crescut, măicuța mea, cu toată sudoarea ta, și-am plecat de lângă tine ca să-mi fac un rost pe lume. Rostul lume ți-l găsești, dar tu, maică, îmi lipsești, mă. De amunecat și plâng, la tine nu pot să ajung, mă. N-am pe nimeni, mama mea, să mângâie inima, simt că vreau să-i... Deoarece cele mai frumoase lucruri în viață nu sunt obiecte, noi ambălăm și livrăm momentul și senzația pentru că tu să dăruiești ceva ce nu poate fi uitat niciodată, emoții. Părerea noastră este că cel mai bun cadou este acel care vă rămâne în amintire pentru mult timp, iar sarcina noastră principală este de a vă face viața mai interesantă și a realiza visele dumneavoastră.